Și tot cu ocazia vizitei la Bistrița, Marcel Ciolacu a scăpat și o gafă. Liderul PSD a spus despre Ministerul Educației că este portofelul liberalilor. Sunt și oameni în interiorul Partidului Social Democrat și oameni din exteriorul Partidului Social Democrat, dar în acest moment acest portofoliu revine celor de la Partidul Național Liberal și nu am avut o discuție în vreun sens de a schimba vreun portofoliu din guvern. Gafa aduce aminte de un moment când liderul PSD se afla în opoziție, atunci în timp ce Marcel Ciolacu și-a scos ochelarii din interiorul sacoului pentru a citi o moțiune, a scos și un teanc de bancnote de 200 de lei.